am regăsit! Sunt Loredana Latiș, antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor. Și te salut cu multă iubire de la începutul zilei 12 de Master Coach Online, seria 4, unde evident că se întâmplă lucruri extraordinare, abia aștept ziua de astăzi. Și am zis noi până una alta, înțelepciunea zilei este cum să vorbești pe limba celuilalt, cum să vorbești astfel încât celălalt să te înțeleagă, dacă vrea. Că dacă nu vrea, poți să vorbești după toate limbile, că nimeni nu te înțelege, dar asta e partea a doua. Hai să vedem acești oameni extraordinari cum fac ei atunci când vorbesc și sunt înțeleși, acești master coach minunați. Ia să vedem, dragilor, cine vrea să înceapă? Pe rapid, așa înainte? Cine începe? Robert? Bună seara! Pe repede înainte, da? Cum să te faci înțeles? Simplu, din punctul meu de vedere, aș încerca să vorbesc cu persoana care e în fața mea cu mai multe întrebări pentru a-l face, a face o comunicare activă, să-l fac să fie cu mine în discuție și atunci voi fi sigur, răspunzând la întrebările care le pun, că e acolo și înțelege ceea ce spun. Mulțumesc! Ok, mulțumesc, Robert! Cine preia ștafeta? Preia cineva ștafeta? Oh. Asta e întrebarea magică. Ok, Camelia, apoi Bianca, apoi Monica Danemarca. Bună seara, eu o să fiu scurtă. Foarte scurtă. Vorbesc cu inima. Câteodată cuvintele sunt mai greu de înțeles. Ok, mulțumesc. Bianca. Eu astăzi sunt Bianca, România, și sunt în România pentru că am venit să-mi iau o diplomă de licență. Și chiar mă uitam pe diploma mea de licență și sunt licențiat în domeniul științele comunicării. Okay. Dar mi-am dat seama că mi-au trebuit alți 15 ani ca să știu efectiv să comunic. Și vorbim limbajul dragostei de sine și cu iubire pentru ceilalți și mai ales cu autenticitate. Vă mulțumesc mult! Ok, super! Monica Danemarca! Bună seara, dragilor! Nu, bună ziua, că e încă zi, nu e seara. Cum să te faci înțeles celui din fața ta e să vorbești de la suflet la suflet? Exact ca pe limbajul unui copil de 2-3 ani. Și cu siguranță cel de lângă tine te va înțelege. Ok, mulțumesc, super! Cine continuă? Lucian! Pentru mine e acum foarte ușor să vorbesc pe înțeles, pentru că dacă până acum ziceam că dacă nu sunt academică, n-am școală, n-aș putea să le exprim în totalitate. Acum în cursul în care îl învăț se pare că îmi cere să vorbesc ca la un copil de 3 ani și eu mă simt super aici. Dacă mă înțeleg eu, e clar că mă înțeleg ce și cel cu care vorbesc. Okay. Mulțumesc! Problema era în partea cealaltă, acum e super ok. Ok, felicitări, super tare! Altcineva? Ne mai spune cineva cum reușește să facă înțeles? Madalina? Bună seara tuturor! Da, ca să ajung să mă fac înțeleasă, în primul rând a trebuit să învăț să mă înțeleg eu pe mine, ca apoi să vorbesc clar cu toată gura și cu toți dinții și cu toate cuvintele posibile, ca cei din jur să înțeleagă concret și precis ce vreau să spun. Adică scurs și la obiect, fără lungeală, fără abureală, fără așa, scurs și la obiect. Mulțumesc! Ok, mulțumesc, super! Felicitări, Gabriela, Italia! Deci să vorbești cu limbajul Kegel. Eu cred că ca să reușești să faci să te înțeleagă este să reușești să vorbești cu limbajul Kegel. Noi învățăm aici chiar să vorbim pe limba altuia, pe limba celui din fața noastră, să ne înțeleagă. Normal, trebuie să folosești cuvinte elementare, să folosești cuvinte simple, dar să încerci să înțelegi cum este făcut și celălalt ca să poți să comunici pe limba. Asta este important. Ca și cu noi, același lucru. Cum am învățat să ne cunoaștem pe noi ca să ne înțelegem, așa să facem și pe ceilalți. Mulțumesc, că seara bună. Ok, felicitări, super! Cine preia ștafeta? Mai preia cineva ștafeta?
Ioana, Sebeș? Da, bună seara. Ca să te faci înțeles, cred că contează și intenția pe care o ai. Pe lângă tot ce au spus colegii mei, să fii autentic, să practic să comunici cu inima ceea ce dorești, cred eu. Și poți să dai și exemple dacă simți că te va înțelege mai ușor. Mulțumesc! Ok, felicitări, super! Mulțumesc, Ioana! Altcineva? Adriana, Spania! Și apoi Daniel! Bună seara, dragilor! Pe lângă limbajul academic și celelalte limbi vorbite pe întregul glob, pământesc, pentru că aici suntem din diferite zone ale globului, pentru mine cel mai important e să vorbești cu chipul. Un zâmbet este înțeles, cred că, de oricine și mi se spunea că sunt ca o carte deschisă și acum mă bucur că pe lângă ceea ce știa cartea mea, învățam mult mai mult și vă mulțumesc mult! Ok, felicitări! Super! Daniel și apoi Sanda! Cred că e foarte important să te asiguri prin feedback, adică să pui întrebare pe celălalt, să vezi dacă a înțeles ceea ce vrei să-i comunici. Și acolo te asiguri că te-a înțeles. Poți să vorbești cu orice cuvânt, nu cred că e vreo limită în sensul ăsta. Mulțumesc, o seară bună! Ok, mulțumesc, Sanda! Eu, urmărindu-mă în videourile care le facem împreună, nu mi-am dat seama până acum. Eu vorbesc cu tot corpul și cu mimică și cu emoții și cu pur și simplu. Nu contează atât de mult să vorbesc foarte cursiv și ci pur și simplu eu așa mă exprim prin tot corpul meu, cu emoțiile, cu tot ce simt. Așa funcționez eu, autentică și simplă. Dar eu consider că celălalt, oricât de mult îți faci cu partea ta de 100% de comunicare, celălalt va percepe la nivelul lui de percepție. Deci partea lui este responsabilitatea lui 100% să, ce recepționează. Eu să mă asigur că transmit corect. Și bineînțeles că e nevoie și de un feedback, dar celălalt recepționează pe baza background-ului lui. Deci ce are el în spate ca gândire, ca simțire, ca nivel de ca vibrație energetică și ca tot. Deci este un emițător și un receptor. Emițătorul își face datoria lui și receptorul. Așa înțeleg eu. Ok. Mulțumesc, Sanda. Super. Cine mai împărtășește? Cum reușești să vorbești pe limba celuilalt? Alina, Belgia. Bună seara! Ca să reușești să vorbești pe limba celuilalt, eu cred că trebuie să fii oarecum aliniat cu celălalt. Pentru că dacă nu ești aliniat, el nu aude ceea ce îi transmiți. Și oricât e, orice mimică, orice gestul, orice sentiment de iubire, orice zâmbet i-ai transmite, el înțelege ceea ce el vrea să primească. Deci foarte important, cred eu, este să fim atenți cui transmitem mesajele noastre și dacă cel din fața noastră vrea să primească, atunci să dăm totul, dar dacă cel din față nu prea este bine să lăsăm o pauză oarecum. Punem niște semințe și respectivul va veni la noi atunci când este pregătit, dar să nu insistăm. Cam asta simt eu. Ok. Mulțumesc. Felicitări, mulțumesc. Altcineva? Monica. Bună seara și bine v-am regăsit. Eu am ajuns acum și vreau să vă împărtășesc că exact despre asta am vorbit într-un eveniment public pe care tocmai l-am încheiat. E primul meu eveniment public pe care l-am făcut aici în Belgia. Wow, felicitări! Felicitări! Mulțumesc! Și exact despre asta am început să vorbesc, despre comunicarea cu celălalt și cum ajungi să transmiți mesajul. Și mai întâi trebuie să te asculți pe tine, să vezi tu cum ești tu în tine. În al doilea rând, să nu vorbești despre celălalt, ci să vorbești despre tine.
să nu te adresezi cu tu mereu, pentru că atunci e relația claxon și când spui tu, celălalt devine defensiv și copilul rebeliese și așa mai departe și se închid urechile și nu mai vrea să audă nimic. Așa și, evident, prin oglindire și prin, prin crearea raportului, absolut e fundamental și atunci e, clar va veni, mesajul va ajunge la, la receptor, cum spunea și Sandra, în momentul în care și tu ești aliniat cu tine și ești în armonie cu tine și transmiți mesajul, dar nu din perspectiva lui tu, ci din perspectiva ta, a propriilor tale experiențe, cum vorbeam și aseară și cu Florin și așa, din propriile tale experiențe și din ceea ce tu cunoști, să transmiți și așa ajunge mesajul cât de cât intact și poate și omul va prelua, evident, în funcție de bagajul lui de cunoștințe și de ce are el ca experiențe, dar îl va prelua cât mai acurat, să spunem așa. Mulțumesc! Ok, felicitări, super, mulțumesc și eu. Mai are cineva să ne împărtășească, dragilor? Ok, bun. Așadar, observ că se întâmplă lucruri extraordinare pe de o parte, pe de altă parte, fiecare își găsește calea cea mai potrivită prin care poate să transmită un mesaj. Așa cum știi, tu ești responsabil 100% de mesajul pe care îl transmiți. Cel care îl primește este responsabil 100% de mesajul pe care îl primește. Acum rămâne să vedem care, cum, pe unde vă întâlniți și pe unde ne întâlnim. Pentru că altfel apar conflicte, cum bine știi, sunt convinsă că ai pățit-o și tu, am pățit-o și eu și o păzește oricine. Ideea este de acum înainte să știi mai exact ce să faci. Dacă vrei mai mult decât atât, cu multă iubire te așteptăm aici în Academia Română de Coaching, din seriile următoare din octombrie 2017 la cursul de vindecare online, emoțională, vindecare emoțională prin tehnici NLP online sau la cursul de formare în coaching online tot din octombrie sau cursul de formare în coaching față în față în București din noiembrie. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752163163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și îți doresc o zi superbă și noi procedăm într-o mare călătorie. Pa! Ne revedem când terminăm!